Ai cripto? Nu am cripto. Have fun staying poor. Bănci centrale care doresc să dezvolte așa numitele central bank digital currency. Mă îmbolnăvesc când aud. Banii se duc în, se transformă în diferite active. De asta le și numesc criptoactive. Cât de inflația reală în prezent? O inflație ridicată determină oamenii să consume mult mai repede și să economisească mult mai puțin. Adică, gen, săracii devin și mai săraci și bogații devin și mai bogați? Inflația este un fenomen economic obișnuit. Banii sunt ceea ce ne dorim cu toți, dar nu avem nevoie de ei. Ce sunt, de fapt, banii? Banii sunt precum sângele în organism, irigă totul. Ce faci când rămâi fără lei? Mai schimbi $100 sau 100 de euro? Toți gândim în bani. Economia României s-a schimbat foarte mult în bine în ultimii 20 de ani. Din experiența ta, este capabil statul român să facă vreo unul din cele trei lucruri menționate anterior? E o întrebare retorică. Următorul meu invitat mi-e foarte drag. Deci sunt subiectiv pentru că îl cunosc de foarte mult timp și e omul cu care mă consult atunci când nu înțeleg lucruri macroeconomice, pentru că poate să vorbească despre lucruri complicate într-un mod simplu. Am verificat informația cu el ca să nu îl laud aiurea. La 32 de ani a devenit conducător de doctorate, cel mai tânăr conducător de doctorate din România după perioada interbelică. Un specialist care merge la BNR pentru a le explica celor de acolo cum sunt lucrurile și un om polivalent care e unul dintre cei mai potriviți pentru a ne ajuta să navigăm prin lumea asta destul de dubioasă în care trăim în prezent. Îl mai tizuiesc că e un cunoscător criptosceptic. Se referă la cripto ca... stai, cum le zice? Cripto... Îmi scap acum, dar va spune cuvântul ăsta, va părea super penibil, va părea venit din altă lume. Dar, dincolo de asta, o să vedeți o părere obiectivă din partea unui specialist. Și cred că e important pentru noi cei din cripto să ascultăm și părerile care nu sunt aliniate cu ceea ce credem noi, pentru că s-ar putea ca până în punctul ăla în care credem noi că se schimbă lumea și noi participăm la schimbarea lumii, să trebuiască să răspundem la întrebări de genul ăsta și nu să ne ascundem sub pat. Așa că vă rog frumos să-l aplaudați pe Alin Andrieș. Și mi-am adus aminte, cuvântul e criptoactive. Believe it or not. Până să ajungem la subiectele astea care sunt comode, și vreau să știți că m-am întâlnit cu el acum câteva zile și zic, bă, să nu mă întreb de întrebări, că nu ți le spun. Nici nu mă interesează. Zic, bun, bine, dacă zici că ești pregătit, hai să vedem. Lăsând gluma la o parte, mi-ați mutat scaunul și nu bat până acolo. Zim, cine era în liceu? Și cum te vedeai odată ajuns la 40 de ani? În primul rând, bună seara, mulțumesc mult de tot pentru invitație. În primul rând trebuie să spun că în liceu mă visam actor,
N-am ajuns la teatru. Băi, aliura să știi cum ai. Dar am ajuns la teatru, de fapt, și pentru asta îți mulțumesc că m-ai invitat. În același timp, nici eu eram un ochelarist care se visa actor. Între timp au apărut operațiile la ochi și nu mai sunt ochelarist. În același timp, trebuie să recunosc că acum am înțeles și cum de m-a invitat Vlad la... să discutăm, trebuia să-l pună și cineva pe el într-o lumină favorabilă, fiindcă ținând cont de invitații de până acum, n-a ieșit prea bine acum, înțeleg de ce m-ai invitat, mulțumesc mult de tot. Așa va fi. Așa va fi. Revenind la întrebarea ta, nu prea știam foarte bine, vreau de toate și mai nimic, în sensul că eram într-o lună voroiam ceva, în altă lună altceva. Într-un final, cred că nu m-am gândit niciodată la 40 de ani, fiindcă la vremea respectivă mă gândeam că cei care sunt la 40 de ani sunt niște bătrâni. Țin minte și acum îi spuneam tatălui meu bătrâne și mă gândeam, viața ta e gata, oricum ce mai faci. Așa că nu mă gândeam așa departe. Nu ești un om căruia îi prisosește timpul liber, dar cu toate astea ai intrat și în politică. Vreau să-mi spui două lucruri care s-au dovedit a fi mai bune decât credeai și două care s-au dovedit a fi groaznice. În politică sau în experiența mea în politică? În ambele, nu știu care e diferența. Lucrurile bune, să spunem, nu le-am prea găsit în politică, le-am găsit mai mult în afara politicii, în sensul că prieteniile adevărate rezistă și la greșeli de genul acesta. Ar fi un lucru bun. Cel de-al doilea lucru este că e o experiență. Înveți multe lucruri și constați că de multe ori ceea ce pare din exterior nu e ceea ce este în interior, ca în multe domenii, și că deși crezi că te pricepi, îți dai seama că ești cel mult novice, să nu spun altfel. Lucruri mai puțin bune le știți cu toții. E mai rău decât pare din exterior. Și doi, concluzia mea într-o oarecare măsură este cum de n-a dat faliment România până în momentul de față. Dacă e de bine, dacă e de rău, nu știu, cred că e un optimism sceptic. Și asta vine de la cineva care știe ce înseamnă un faliment, adică nu e, nu e o figură de stil. Știi ce vreau să te întreb? Stăteam de vorbă cu cineva care e de mult timp în zona asta politică, nu e din România, și îmi spunea că politica e mult mai grea decât crezi, pentru că niște oameni care nu se halesc trebuie să stea la o masă și să ajungă la un consens. Ceea ce este foarte greu. E greu când nu e vorba de politică, e greu când e vorba de viața noastră de zi cu zi. De câte ori te-ai dus acasă, convins fiind că gata, o las dracului și îmi văd de cartea mea și de școala mea și de studenții mei? Odată. În mod continuu. Nu, au fost câteva momente, dar de regulă eu sunt... Eram pe vremuri investitor, acum sunt, mi-a rămas întipărit, am orizonturi de timp. În sensul, întotdeauna când pornești la un drum, îți setezi un orizont și ceea ce este foarte important și în calcul riscurile și posibile, să spunem, câștiguri. Și este important de cele mai multe ori să te ții de acel plan. Fiindcă întotdeauna vor interveni suișuri și coborâșuri și dacă renunți la primul hop, s-ar putea să-ți pară rău ulterior că de ce ai renunțat. Dacă nu renunți când ar trebui să renunți, s-ar putea să-ți pară rău că n-ai renunțat. Așa că întotdeauna cred că e o chestie subiectivă. Dacă mă întrebați pe mine, nu recomand nimănui să intre în politică. Ca toți politicienii, nu recomandă nimănui să intre, dar el nu pleacă. Da. Nu, acum, joke aside, pentru mine momentul în care tu ai intrat în politică și ai fost... N-ai fost rejectat, din contră. Ai fost primit cu brațele deschise. Ăla a fost pentru mine un semn că, totuși nu e chiar o castă obosită politica asta. Pentru că, în general, există frica asta de intelectuali, există frica asta de oameni ai cărții, există frica asta de, nu înțeleg, sunt inflexibil, nu se poate discuta cu ei, nu se poate negocia cu ei. Deci, pentru mine, ăla a fost un semn de, dacă rezistă, înseamnă că nu-i dracu chiar așa de negru. Am fost un bun actor, poate. Nu le-am arătat cum sunt. Trecând la ale noastre, vreau să-mi spui, dar în cuvinte cât de simple e poți, ce sunt bani? Ce sunt de fapt bani? Un mijloc de schimb.
pe de o parte. Banii sunt ceea ce ne dorim cu toți, dar nu avem nevoie de ei. În sensul că banii în sine, per se, nu ne țin nici de foame, nu ne țin nici de cal, nu ne fac nici mai fericiți, nici mai puțin fericiți. În schimb, banii sunt un mijloc de schimb pentru a dobândi ceea ce ne dorim cu adevărat. Și în același timp, ce este mai important, într-o oarecare măsură la fel de important, banii ne ajută să transferăm valoarea dintr-un moment în alt moment. În sensul că dacă am deține niște produse perisabile, peste 10 ani n-am mai putea mânca aceleași banane, să spun. Sau dacă avem un tricou care ne place mult, peste 20 de ani când am slăbit 10 kg, nu mai putem să-l purtăm. Astfel că banii, pe de o parte, ne facilitează accesul la alte bunuri și servicii, pe de altă parte, ne facilitează acest lucru de a transfera puterea de cumpărare în timp. Și un al treilea lucru care nu trebuie neglijat este un etalon al valorii sau un mijloc de măsură, fiindcă toți gândim în bani. Este mai greu să spui cât valorează ceva 4300 de kilograme de cuie sau banane chibrituri. Da? În schimb, în unități monetare, în bani, toată lumea înțelege și transformă și echivalează mult mai ușor. Stăteam de vorbă cu Felix mai devreme și eram total înmărmurit de faptul că realmente știa istoria tuturor artelor. Și nu e doar acum, l-am mai văzut vorbind pe Felix, de la pictură, arhitectură, muzică și așa mai departe. Voi când sunteți școliți între ale economiei, învățați istoria banilor, istoria politicilor monetare, istoria, sau cumva nu prea are relevanță în contextul prezentului? Este un capitol în cursul de monedă și credit, se numește chiar istoria banilor și începi cu primele monede bătute în lirea și continui cu, să spunem, o evoluție, dar foarte succintă. Din păcate, nu există discipline și cred că nici universitate din România nu se mai studiază istoria economiei naționale. Pe vremuri, înainte de 89, era o disciplină obligatorie și cred că ar fi foarte utilă să discuți despre cazuri sau situații de succes sau anumite falimente sau alte evenimente care au afectat economia. Din păcate, istoria economică nu prea se mai face. Poate la istorie ai făcut tu, nu știu. Nada. Era domnul Iacob pe vremuri, domnul profesor Iacob. Dar, în principiu, nu există cursuri, fiindcă se consideră că accesul la aceste informații este relativ facil pentru studenți, te poți documenta. Ce pot să spun? Că la anumite discipline, de exemplu, la piețele instrumentelor financiare derivate, eu am o serie de întâlniri în care discut despre anumite evenimente sau anumite cazuri. Din perspectivă, să spunem așa, să înțeleagă în context. Până eu dau foaia, zi-mi, te rog, dacă te iubesc studenții. Nu. Dar scopul profesorului nu cred că e să fie iubit, că ar părea o problemă de etică. Nu cred. Scrie de câteva săptămâni în ziarul de Iași, ceea ce mi s-a părut foarte amuzant. Nu știu dacă ai observat, dar la tine toate se cheamă despre... știi, deci. Da. Ok, așa e și newsletter-ul meu. Deci, din punctul ăsta de vedere... Când nu ai inspirație, exact, fix, pui despre ceva, nu poți să dai greș. Scrii despre inflație. Inclusiv eu te tot întrebam anul trecut, ce se întâmplă dacă toți banii ăștia pampuiți, tot quantitative easing-ul ăsta pe care îl fac americanii, va da naștere la o inflație. Mi-ai spus să stau liniștit și am stat. Oricum nu puteam să fac nimic. Dar vreau să ne explici, eu am mai încercat să explic ce este inflația. Probabil ați văzut când am fost în podcast la Țibulcă, dacă nu merită văzut. E povestea aia cu scoicile. Că dacă e o insulă care e izolată și nu moneda lor de schimb pe insulă, sunt scoicile. Și unul doarme pe malul mării și noaptea mai vin încă 1000 de scoici pe lângă 1000 cele deja existente. El le ia pe toate, se duce acasă cu ele și începe să se ducă să-și cumpere diferite lucruri pe insula respectivă. Automat devin mai multe scoici, oamenii zic, uite ce bine că ni se cumpără marfa, ridică prețurile. Practic s-a făcut inflație pe insula respectivă și evident nimeni nu știe, că ăla nu zice la nimeni că are 1000 de scoici în plus. Ceea ce evident, aia care au fost strângători și au ținut scoici deoparte ca să aibă pentru vremuri nasoale, deodată are mai puțină, nu care mai puțină, s-a devalorizat numărul lor de scoici
adică pot te cumpăra mai puține lucruri pentru că ghișceau mai apărut 1000 de scoci. E bine? Relativ. Zim ce nu-i bine. Fiindcă în științele economice, socioeconomice, întotdeauna este relativ. Este posibil ca valoarea, puterea de cumpărare a acelor scoi să nu scadă atâta timp cât cantitatea de bunuri și servicii pe acea insulă crește cu aceeași rată. Ok, deci practic trebuia să mai zic că nu se întâmplă nimic din punctul ăsta de vedere. Cumva să fac un vacuum. Puterea, de fapt, inflația ce este scăderea puterii de cumpărare și este... Milton Friedman spunea că este o situație sau este eminamente monetară în sensul că masa monetară, cantitatea de bani, crește cu o rată mai mare decât cantitatea de bunuri și servicii. Fiindcă dacă volumul de bunuri și servicii crește cu rata, să spunem, 5% și cantitatea de bani din economie crește tot cu 5%, nu apare acest fenomen inflaționist care se transpune în scăderea puterii de cumpărare. Dacă, în schimb, cantitatea de bani existentă în economie crește cu o rată mai ridicată, atunci apare fenomenul de inflație, fiindcă, ca la orice, dacă e prea mult, valoarea sa scade și același lucru trebuie privit și din perspectiva aceasta. Banii sau puterea de cumpărare a banilor este echivalentă în alte bunuri și servicii. Și dacă e prea mult, se reduce. Și în ultimii ani am avut acces la multe fonduri. Drept dovadă, piața, inclusiv piața criptoactivelor, a crescut foarte mult, fiindcă era o cerere foarte mare. Mă îmbolnăvesc cu criptoactive. Pe cine ajută inflația și pe cine văduvește? Dar dăm niște exemple practice. În principiu, inflația afectează negativ pe termen mediu pe toți. Dar pe termen... Ce înseamnă termen mediu? Ca să lămurim. Termen mediu 5-10 ani. Pe termen mediu afectează pe toți. Pe termen scurt, în principiu, o rată ridicată a inflației avantajează pe debitori, cei care au de rambursat niște sume de bani. Dacă eu trebuie să-ți dau 100 de lei, și peste un an și inflația este, să spunem, 20%, eu când îți rambursez la finalul peste un an 100 de lei, cu acei 100 de lei tu poți cumpăra mult mai puține lucruri. În termeni reali eu îți dau, de fapt, aproximativ 80 de lei. Dacă dobânda pe care ți-o iau eu nu e mai mare decât inflația. Acest lucru se întâmplă, bineînțeles, dacă e o inflație neanticipată, fiindcă dacă inflația este anticipată și tu anticipezi că prețurile vor crește, când stabilim dobânda, îmi vei spune că va fi o dobândă egală cu poate rata inflației plus ceva sau un alt nivel de dobândă de referință. Dar dacă este neanticipată și am stabilit că mi-i dai, fiindcă tot spuneai că ne cunoaștem de mult timp, fără dobândă sau cu o dobândă fixă, atunci vei fi afectat. Astfel că unii din, să spunem, avantajați sau beneficiari ai un nivel ridicat al inflației sunt toți debitorii și în principiu guvernele sunt cei mai mari debitori în economiile globale. Tot purcoiul ăsta de bani care a fost printat în Statele Unite, pe cine, unde se duc banii? Adică pe cine ajută? Peste tot se duc banii, fiindcă mi-aduc, mă întrebai de cursul de monede și credite, este o vorba a domnului profesor Tulio Dumnezeu Selete, care spunea că banii sunt precum sângele în organism, irigă totul, fără sânge nu te poți descurca, fără bani, să-i numim în termeni generici, nu poți, nicio economie nu poate supraviețui. Banii se transformă în diferite active. De asta le și numesc criptoactive. Fiindcă și acțiunile sunt active, și obligațiunile sunt active reale, active financiare. Revenim puțin la întrebarea anterioară. O altă categorie avantajată sunt cei care au capacitatea de a-și diversifica portofoliu, în sensul că dacă am venituri relativ reduse sau economii relativ reduse și educația financiară, să spunem, mai mică, eu îmi voi păstra banii sub formă de depozite sau îi voi păstra în casă. Atunci voi fi puternic afectat. În schimb, dacă reușesc să îmi diversific portofoliu, să plasez în diferite active, acțiuni, obligațiuni, criptoactive, active reale, imobiliare sau opere de artă sau în alte active, atunci eu voi fi mai puțin afectat, deoarece de regulă inflația influențează, să spunem, afectează în sens pozitiv prețul acestor active, prețurile cresc. Bun. Asta eu o traduc în cap prin faptul că un bugetar care nu investește e nașpa. Nu el nașpa, e situația nașpa pentru el. Depinde ce înțelegi prin nu investește. Că dacă n-am ce investi,
nu prea pot investi. În sensul că tot inflația afectează, să spunem, realizează un transfer de putere de cumpărare de la cei cu venituri mai mici, cu capacitate de a-și diversifica portofoliile mai redusă, către cei care au capacitate de a-și diversifica portofoliul. De ce? Fiindcă ratele la depozitele bancare sunt reduse, dacă ții banii cash la saltea, vei fi direct afectat. În schimb, dacă ai capacitatea de a plasa în diferite active care înregistrează o creștere a valorii, atunci vei fi afectat mai puțin. Fair. Atunci, cumva, chestia asta crește proporțional, în sensul în care cu cât inflația e mai mare, cu atât există un astfel de transfer de bani de la, adică gen săraci devin și mai săraci și bogații devin și mai bogați? Nu-i liniar acest efect și am să spun de ce, fiindcă de regulă acest transfer este relativ mai puternic atunci când există o inflație neanticipată. E un șoc. Ce înseamnă neanticipat? În sensul, în momentul de față și toată lumea cred că anticipează un nivel de inflație de cel puțin 10% pe anul 2022. Da? Ok. Anul trecut, dacă discutai și spuneai, e posibil să fie? Nu. Adică diferența între ceea ce se realizează și ceea ce anticipai tu, se numește inflație neanticipată. Okay. Adică dacă eu anticipez acum că inflația va fi 15%, sunt un antreprenor, cresc prețurile la bunurile, serviciile pe care eu le vând, dintr-o dată această inflație nu mă va afecta atât de mult. De asemenea, dacă sunt o persoană fizică, am veniturile, nu mai țin banii la saltea, ci cum primesc salariul, să spunem, cumpăr diferite bunuri și servicii. Nu mai aștept să spun, o să-mi cumpăr peste 3 luni ceva, cumpăr acum, fiindcă dacă anticipez că prețul va crește, sunt conștient că prețul acelui bun va înregistra și nu voi mai putea să-l cumpăr. Și atunci cheltui mai repede. O inflație ridicată determină oamenii să consume mult mai repede și să economisească mult mai puțin. Dar pe termen mediu, inflația afectează pe toți. Și am să spun de ce, fiindcă și antreprenorii vor amâna decizia de a investi, de a crește capacitatea de producție. Nu vor mai, să spunem... Nu vor mai risca. Nu vor mai risca, fiindcă de ce? Așteaptă să vadă cei, nu se vor mai împrumuta, fiindcă creșterea ratelor de inflație determină o creștere a ratelor de dobândă, asta înseamnă că te împrumuți la costuri mult mai mari, ceea ce descurajează într-o oarecare măsură investițiile, fiindcă riscul este mai mare, rata internă de rentabilitate este mai mică și atunci, pe termen mediu, în câțiva ani, constați că economia stagnează, nu mai înregistrează o creștere economică. Bun. Am ajuns la o inflație care... Zilele trecute tot dezbăteam noi dacă e 10, 15, 13, 8. Bine, eu zic real, nu. Îți dai seama că dacă e 13, 8 anunțată. Poate ar fi, să detaliez puțin, inflația de fapt se calculează în România prin indicele prețurilor de consum, în Europa se calculează printr-un indice armonizat, care are la bază un coș de bunuri și servicii pentru cetățeanul mediu. Da, există niște sondaje prin care se culeg date cu privire ce consumă populația, gospodăriile și de acolo se determină un coș mediu. Bineînțeles, coșul mediu pentru mine nu este echivalentul cu coșul mediu pentru dumneavoastră. Persoanele tinere cu persoanele în vârstă, mediul rural cu mediul urban. Și atunci, de fapt, acesta este un indicator statistic care îți dă o imagine, dar în același timp există o variație foarte mare la nivelul populației. Sunt persoane care sunt mai afectate mai mult, altele care sunt afectate mai puțin. Și dacă luăm numai cazul energiei pentru persoanele cu venituri mici, costul cu întreținerea și alimentele reprezintă o pondere foarte, foarte importantă în total coș de consum. Și nu prea poți renunța acolo. Și când îți crește energia cu 30%, 40%, produsele alimentare cu 20-30%, inflația pentru tine individuală, sau altfel spus, această creștere a prețului te afectează mult, mult mai mult decât dacă ai venituri foarte mari și atunci constați, da, nu mai cumpăr vacanța în Seychelles, mă duc în Bahamas sau în altă parte, reduc, am capacitate de... Pentru că v-ați dat seama că știe diferența care e mai scumpă și care e mai ieftină. Ai capacitatea de a, să spunem, substitui anumite bunuri și servicii. Nu mai cumpăr un anumit tip activ, se frică să mai dai exemplu. Criptoactiv, ci cumpăr o obligațiune. Bun. Sau invers. Ok. Hai să te întreb altfel. Facem abstracție de oamenii din mediul rural, unde coșul de cumpărături e specific. Facem abstracție de oamenii foarte bogați, care, în fine, probabil inflația nici nu e subiect pe agenda lor zilnică. Pentru noi ăștia, că grosomodo
suntem cam în aceeași căciulă. Cât de inflația reală în prezent? Tu așa când te gândești la tine. Deci, bă, pe mine inflația asta cred că e vreo... Pentru mine, să spunem, în calculele personale de decizie individuală, o consider undeva, fiindcă niciodată nu poți să spui, este 13,78. Da, evident, grosomodo. Undeva, pentru mine anticipată, este între 10 și 15%. Bun. Ceea ce înseamnă că, la ce te ajută pe tine informația asta? Ce mă ajută? Fiindcă iau decizii cu privire la achiziționarea sau la neachiziționarea anumitor bunuri servicii acum, la... luarea unor decizii economice, fiindcă ce este foarte important, întotdeauna este bine să fii informat. Pasul 2, ce faci cu informația respectivă, dacă o utilizezi sau nu o utilizezi. Inflația este un fenomen economic obișnuit, în sensul că niciodată inflația n-a dispărut. Numai că este precum sănătatea, să spunem așa, stabilitatea prețurilor. Nu dai importanță când există. Dai importanță sănătății abia atunci când te îmbolnăvești. La fel și cu creșterea aceasta a prețului, scăderea puterii de cumpărare de bani. Dacă este mică 1-2%, nu te prea interesează. Abia când devine mare și simți că săptămâna trecută dădeai pe o bere 8 lei, acum dai 10 lei, dintr-o dată simți că te afectează direct și atunci o iei în considerare. Dă-ți seama că e mai bine să bei rachiu. Sau dacă beai acum 2 săptămâni mai multe beri și atunci aveai și pe săptămâna aceasta. Știi ce vreau să te întreb? Cât de îngrijorat ești, nu că bănuiesc că dormi liniștit noaptea, dar cât de îngrijorat e discursul între voi, finanțiștii, apropo de situația mondială, nu doar a României? Adică suntem în zona 2008 Lehman Brothers sau e mai mult hiperinflat subiectul ăsta, hiperinflat, nici nu există, hiper, nu știu, de mainstream media pentru că asta vinde? O pot da câteva exemple să înțelegeți cu ce putem asimila. În anii 65-82 a fost o perioadă cu hiperinflație în toate țările occidentale, în special în Statele Unite și Europa de Vest, cu inflație de peste 10-20% în anumite perioade. Atunci, acea perioadă cu hiperinflație a fost cumulată cu o criză a petrolului și a mai fost cumulată cu o scădere economică. Seamănă... cu ceva din perioada noastră, seamănă puțin. În același timp, am avut în România, după 90, am avut perioade, în special până în 2005, am avut perioade cu inflație și cu trei cifre, în care prețurile creșteau foarte, foarte mult. De atunci rămâne vorba ce faci când rămâi fără lei, mai schimbi $100 sau €100. Nu este o situație... prea optimistă și am să detaliez puțin. Nu trebuie să uităm că această criză inflaționistă este globală, nu este numai în cazul României, adică este la nivel european, la nivel global. Nu știm cât e în China, dar acolo de multe ori nu se știe nimic sau prin Rusia. În același timp, această criză se suprapune cu criza de sănătate. Nu trebuie să uităm, acum poate vine alta, nu se știe. În același timp se suprapune pe o criză energetică. Prețurile la energie, gaz și electricitate, prețurile au crescut foarte, foarte mult. Și, bineînțeles, citeam acolo Stop War, în contextul actual din Ucraina. Astfel că premizele nu sunt cele mai bune. În același timp, România au un mare avantaj, în special cei care se apropie de 40 sau peste. Întreaga existența noastră a fost o perioadă de criză, adică ne-am obișnuit cu criza și într-un fel sau altul efectul marginal, să spunem, resimți mai puțin. Care criză? Cea nouă, dar cea veche a trecut? În România a trecut? Am ieșit din criză vreodată? Deci, practic, asta noi am ajuns niște descurcăreți pentru că oricum e de căcat tot timpul. Ah, scuze, cu mine vorbe. Cum să spun, partea pozitivă a fi afectată de diferite evenimente constă în faptul că îți crește reziliența. Pe de o parte, nu ești atât de mult afectat fiindcă ai capacitate să absorbi, pe de altă parte îți crește și capacitatea de a-ți reveni. Și acest lucru se simte întotdeauna. Când ești prima oară părăsit de iubită în adolescență, ești devastat. La 30 și un pic de ani nu mai ești. Zici, a, da, se începe o nouă săptămână. Se schimbă lucrurile. Interesant exemplu. Care e cel mai sumbru scenariu și care e cel mai optimist? Zic din perspectiva ta.
Cel mai sumbru scenariu pentru mine este să rușii să se apropie și mai mult de România. Sau să intre, fiindcă eu cred că dacă se invadează Republica Moldova, jumate din românii sunt deja în vizită la neamuri în străinătate. Deci, din perspectiva mea... Nu ca noi doi care rămânem să luptăm. Din perspectiva mea, cel mai sumbru scenariu este conflictul armat să se extindă și, Doamne ferește, să se extindă la nivel global, fiindcă sunt... Bun, hai să presupunem că îi căsăpesc ucrainienii într-un final pe ruși, mierlește Putin, îl schimbă, ceva, se întâmplă. Dacă conflictul armat, nu, cel mai... Scenariul 2, să spunem, este să România să fie afectată de o criză economică semnificativă. Asta să însemne scăderea numărului locurilor de muncă. Înseamnă cetățenii să nu mai aibă capacitate economică să cumpere bunuri și servicii. De aici, să ne întoarcem în perioada anilor 90, când s-au închis fabrici, fiindcă trebuie să ținem cont, economia României s-a schimbat foarte mult în bine în ultimii 20 de ani, dar în același timp suntem încă vulnerabili. O parte dintre dumneavoastră lucrează în IT. Vorbea o persoană mai devreme despre lon în industria textilă. De multe ori tot ce înseamnă IT în România e un fel de lon, e outsourcing. Se poate într-o zi să primiți un e-mail să spuneți că din cauză economică, din diferite motive, s-a închis firma. Căutați-vă un loc de muncă. Se întâmplă. Deci cel mai mare, să spunem, scenariul al doilea pesimist pentru mine este să-ți pierzi locul de muncă și să nu ai capacitate de a te reintegra, să-ți găsești alt loc de muncă într-un timp scurt și mai ales dacă te afli și în situația de a fi supra-ndatorat sau îndatorat. Toate crizele, sunt studii care arată că toate crizele economice au fost mult mai ample și au afectat pe o perioadă mai lungă atunci când au urmat unei perioade de supraîndatorare a gospodării, a indivizilor. Ok, suntem într-o perioadă de supraîndatorare? În momentul de față depinde cum priviți lucrurile și ai de la caz la caz. Dacă privim România, nu. Și am să vă spun de ce la nivelul populației. Nivelul de intermediere financiară în România este cel mai scăzut din Uniunea Europeană. Dacă luăm credite la total produs intern brut, dacă luăm nivelul de îndatorare al statului, al României, încă nu suntem a crescut foarte mult în ultimii 5 ani, dar încă suntem, să spunem, sustenabili dintr-o anumită perspectivă. Ok. Hai să stăruim puțin asta. Și al treilea scenariu, să continui, este să nu ai capacitate de a-ți diversifica veniturile, în sensul să obții venituri mai mari sau să-ți reduci cheltuielile. Fiindcă sunt anumite cheltuieli pe care nu le poți reduce. Ți-ai cumpărat o casă, ai cheltuieli cu energia, cu întreținerea curată, nu poți să-i spui soției, știi, de săptămâna viitoare ne-a luat anul trecut casă, ce frumos a fost, săptămâna viitoare ne mutăm la garsonieră veche cu chirie. Nu se poate. În sensul că dacă... Ei, se poate. Se poate, dar fi ultima... Poate să zic că nevasta ție același lucru, adică merge și invers. Da, tu te muți la garsonieră și eu rămân. Se poate și acest lucru. Deci scenariul acesta, dacă nu ai posibilitate, capacitate și știința să-ți diversifici veniturile, să-ți crești veniturile astfel încât să-ți păstrezi puterea de cumpărare, pe de altă parte, dacă nu ai capacitatea să-ți reduci anumite cheltuieli. Și un lucru bun, pandemia ne-a învățat că putem să trăim fără multe lucruri. Ceea ce părea imposibil, cum să trăiesc fără aia sau fără aia. A venit pandemia și am constatat că după 3 luni de stat în casă, wow, n-am murit. Se poate trăi fără acele lucruri care erau... Și cu anumite lucruri. Și cu anumite lucruri. Bun. Te întreb din punct de vedere al mecanismelor economice. Ai inflație 10%. Ce poate să facă statul român, recte, BNR și așa mai departe, ca să nu ajungem în niciunul din aceste scenarii pesimiste? Tot Milton Friedman spunea că inflația este o boală veche și singura soluție dintotdeauna care a dat rezultat este reducerea cheltuielilor generale. Tot Friedman, laureat al premiului Nobel, spunea că inflația este precum alcoolismul. În sensul că la început când bei, e starea aceea de euforie, tuturor le place, te simți bine, la fel și când crește masa monetară, când sunt mai mulți bani, credite mai ieftine, mai facil de obținut. Problema se pune că a doua zi te doare capul și nu te simți chiar atât de bine, la fel se întâmplă și cu această masă monetară, cantitatea de bani în exces, de te conduce la o inflație ridicată. Cum se mai aseamănă cu alcoolismul? Se aseamănă din perspectiva tratamentului.
Dacă în cazul consumului întâi se manifestă efectele pozitive, ulterior efectele negative, la tratament e tocmai viceversa. În sensul întâi sunt efectele negative și pe urmă efectele pozitive. De aceea este foarte greu ca autoritățile să aplice regulile care trebuie, reducerea cheltuielilor. Doi, este să ai un sistem fiscal sustenabil și cheltuielile statului să se bazeze pe venituri sustenabile, nu pe împrumuturi. Să reduci împrumuturile, să reduci deficitul. În același timp trebuie să crești capacitatea de producție, oferta. Să facilitezi creșterea ofertei de bunuri și servicii, fiindcă ce înseamnă inflația? Bani prea mulți comparativ cu cantitatea de bunuri și servicii. Reduci pe de o parte cantitatea de bani, în același timp crești cantitatea de bunuri și servicii. Din experiența ta, este capabil statul român să facă vreo unul din cele trei lucruri menționate anterior? E o întrebare retorică. Deci nu. Dar bun, întreb, poate s-a mai întâmplat vreodată? Au reușit vreodată să îndrepte corabia fără să ne ducem dracu? Da, noi am trecut prin perioade, vă spuneam, prin perioade foarte ridicate, costurile sunt foarte mari. În 2005 s-a stabilizat, la vremea respectivă Banca Națională a schimbat strategia de politică monetară și a trecut la țintirea inflației. Există soluții, trebuie doar voință și perseverență. Există voință și perseverență, Alin? Voință nu cred că e cineva împotrivă, în sensul că nu cred că cineva ar zice nu vreau să fie bine. Numai că, ca și la alcoolism, întâi se vede efectele negative și atunci când iei o decizie, e nepopular. Din păcate, românii suntem în general orientați pe termen scurt și cu memorie scurtă. În sensul că nu ne gândim peste 5 ani, nu mai suntem ce mă interesează și în același timp uităm toate lucrurile negative. Să spunem că sunt reticent în capacitatea de a gestiona pe termen scurt, fiind având în vedere și capacitatea de gestionare a altor crize în perioada relativ recentă. Bun. Ceea ce înseamnă practic că dacă o criză va lovi întreg mapamondul, nu o să fim noi Polonia din 2008. Nu. Bun. Mi-e frică că nu o să fim nici România din 2008. În sensul că România din 2008 era mult mai rezistentă din sistemul financiar, din dublă perspectivă. Unu, era atât de slab dezvoltat încât derivate, ce sale, nici nu se tranzacționau. Instrumente financiare sofisticate, n-aveam la noi, atunci am zis, păi contează? Nu contează, că nu le avem. Corect. Cel de-al doilea lucru, aveam, cum să spun, a venit o criză. Noi și cu triburile amazoniene, n-aveam nicio problemă. N-avem în continuare. O piață de capital unde să se tranzacționeze instrumente financiare derivate. Toți tranzacționează Forex sau alte piețe externe. Crezi că e intenționat gen decuplarea asta de care vorbești în sensul că avem noi mai puține diversificare din punct de vedere a instrumentelor, că oricum nu știm ce să facem cu ele. Orice piață trebuie creată într-o oarecare măsură și ea devine eficientă din perspectivă economică când atinge un nivel de dezvoltare, în sensul că la început orice piață pentru orice produs și serviciu este, să spunem, consumatoare de resurse. Până creezi piața, până creezi un număr, masa critică. De aceea, cred că și în România și cei care ar fi trebuit să dezvolte atât din perspectiva instituțiilor, cât și din perspectiva antreprenorilor, nu au vrut să investească timp și bani și resurse în acest lucru. Uitați-vă câte companii doresc să se listeze. Nu prea doresc să se listeze. De ce? Fiindcă listarea la o bursă presupune nu numai avantaj, adică posibilitatea de a atrage resurse la costuri mai mici, dar și creșterea transparenței, adică trebuie să faci disclosure. Asta e problema noastră. Ceea ce de cele mai multe ori, cum spun eu ce fac în firmă, mai bine mă împrumut la costuri mai mari, dar păstrez un pic opac și știu eu să nu fure cineva business-ul. De parcă eu nu fac ceea ce am văzut în altă parte. Stăteam de vorbă astăzi cu Bogdan de la Raiffeisen, unul dintre sponsorii Romanian Creative Week, și îl întrebam, pentru că până la urmă să știți că eu asta fac cu toate discuțiile astea la Stakeboard Talks, e modalitatea mea de a afla niște lucruri care s-ar putea să vă intereseze și pe voi. Îl întrebam astăzi pe Bogdan, îi zic, bă, de ce atât de mulți români ajung să aibă împrumuturi cu dobândă variabilă? Pentru că, practic, e nasol ce urmează pentru cei care au împrumuturi cu dobândă variabilă. Și îmi aduceam aminte că aveam aceeași întrebare, de ce luau românii credite în franci elvețieni? Adică aveam, și cred că sămânța e
aproximativ aceeași, nu? Și da și nu. În primul rând, ei credite cu dobândă variabilă, fiindcă de regulă băncile nu au credite, nu au, să spunem, în produse cu credite cu dobândă fixă pe termen lung. Adică dacă vrei un credit ipotecar și ai vrea pe 30 de ani să lei cu dobândă fixă, în România nu-l poți lua. Pe de o parte este oferta, pe de altă parte este, să spunem așa... Paranteză, ceea ce e normal sau anormal? Că nu există? Depinde. Și am să spun de ce. De asta îmi plac științele economice, fiindcă întotdeauna există un depinde. Într-o piață foarte volatilă, dobânda variabilă, într-o oarecare măsură, transferă riscul de la debit, de la creditor către debitor. Sigur. În acela, și doi, suntem într-o piață cu un nivel de intermediere financiară foarte scăzut, adică nu există o abundență foarte mare, un număr foarte mare de bănci și te poți să accesezi surse alternative de finanțare, nu vreau o bancă, mă duc acolo, mă duc dincolo. Nu ai, oferta este relativ limitată. Adică ești într-un oarecare măsură pe anumite produse, ești dependent de instituțiile de credit. În același timp, trebuie de vorbit și de... să spunem, lipsa unei educații financiare la nivelul persoanelor fizice. În sensul că de multe ori, dacă te duci la bancă și îți spune un credit pe 5 ani cu, să spunem, dă acum cu, pe 5 ani cu dobândă fixă 18%, îl iei? Sau îți spune IRCC plus 3%? Ce este IRCC? Este o rată a dobânzii interbancare care este un nivel de referință. Și adică când îți spui IRCC sau cum era pe vremuri roborul. Care roborul, era tot. Robor. Acum s-a schimbat numele. S-a schimbat. Roborul. Când îți spune plus 2-3%, zici, păi ăsta e câștigul băncii, îl consider mare, îl consider mic. Dacă îți spun în schimb acum 18%, tu zici, e mult. Și psihologic, o dobândă variabilă, zici, crește, va crește, dacă scade, scade. Cât poate să crească? Poate să crească. Păi nu, da, dar când o iei zici, bă, până la 18%. Plus în ultimii 5-7 ani, ratele de dobândă au fost foarte scăzute. În sensul că această politică a băncilor centrale de a crește lichiditatea, quantitative easing sau alte metode de creștere a lichidității au determinat scăderea costului banilor. Și ratele de dobândă au fost foarte scăzute. Înainte să ajungem la criptoactive, vreau să te mai întreb ceva și am uitat. Hai să ajungem la criptoactive, că mi-aduc eu aminte. Te rog. Într-un articol ai scris, și te citez, în ciuda entuziasmului, rămân provocări semnificative pentru investitorii care doresc să investească pe aceste piețe, era vorba de cripto, mai ales că puțini oameni chiar înțeleg ce sunt cu adevărat criptoactivele sau la ce folosesc. Sunt o monedă alternativă, o tehnologie, o investiție de capital, de risc, o bulă speculativă? Și te întreb, din perspectiva ta, cetățean pe persoană fizică, nu profesor, nu... ce sunt? Criptoactive, tocmai asta spui, ce păi spun. Da, da. În cumva sensul, ulterior încercai să explici... Sunt alternative investiționale, în sensul că aceste active îți oferă posibilitatea să-ți diversifici portofoliul, investiții. Îți pot oferi șansa de a câștiga foarte, foarte mult... sau îți pot oferi posibilitatea să experimentezi, să pierzi totul, luna. Da? Există. Ce este foarte important este să fii conștient de acest risc. În sensul când investești, dar nu numai în cazul criptoactivelor, în orice instrument financiar sau real, trebuie să fii conștient că întotdeauna cu cât un instrument are un randament potențial mai mare, de regulă este asociat cu un risc mai mare. Adică de cele mai multe ori, cu cât riscul e mai mare, cu atât și potențialul de câștig este mai mare. Trebuie să fii conștient. În sensul, eu n-aș recomanda nimănui investește-ți banii de mâncare în criptoactive, cum nu recomand nici în derivate, nu te duci pe piața futures sau options și investești ultimii bani. Nu, dar recomand tuturor să-și diversifice portofoliul. În sensul, nu-ți ține... este o vorbă celebră, toate ouăle într-un singur coș. De ce? Fiindcă dacă îți lovește cineva coșul respectiv, ți s-au spart toate ouăle. De asta e bine să diversifici în diferite instrumente, fiindcă sunt instrumente care
în anumite situații pot să înregistreze o scădere mai mare sau mai mică, sau chiar să fie contraciclice și să înregistreze o creștere. Ce este foarte important cu privire la aceste active sau la aceste alternative investiționale este să fii conștient că presupun un risc, cum presupun și alte instrumente financiare. De cele mai multe ori, aceste instrumente prezintă un risc suplimentar, în sensul capacitatea de a înțelege black box-ul din spate. Când, de aceea preferă foarte mulți români să investească în imobiliare. Te-ai dus, ai văzut terenul, vezi că e la vale, e la deal, e bine situat în afara sau în interior orașului, e mlăștinos, nu e mlăștinos, sau apartamentul e mare, e mic, e renovată casa scării. Vizualizează și au și percepția că înțeleg piața imobiliară și atunci investesc. De aceea, cei mai mulți români, suntem de fapt țara cu cea mai mare pondere a cetățenilor care sunt proprietari de imobili, de case în care locuiesc. În cazul instrumentelor financiare, și nu-i numai la criptoactive, nici acțiunile, foarte mulți investitori nu înțeleg ce este, că nu-i, dacă deții o acțiune la antibiotice, nu înseamnă că ești proprietar asupra unei cote părți din poarta de la intrare. Ești asupra unei cote indivize din capitalul social. De asemenea, în derivate și așa mai departe. Mult pe derivate predau, derivate nu înțeleg studenții când termină cursul de multe ori și nu. De aceea... Poate problema e la profesor. Poate problema e la profesor. De asta încerc să diversific puțin. Probabil. Da. De aceea lucrez cu oameni mai tineri care să le explic. De aceea este important pe cripto, pe piața cripto, să nu spun nici active, nici monede, pe cripto, este să fiți conștienți că, într-adevăr, îți oferă posibilitate, uitându-ne istoric, nici făt frumos n-a crescut așa cum a crescut piața de cripto, dar în același timp există și posibilitate și e suficient dacă ai intrat anul trecut pe Bitcoin sau pe altele să vezi cum scade frumos. Asta înseamnă că se așează piața, urmează anumite legități economice, toate au un ciclu. Au scăzut 80% cât a scăzut și Netflix în ultimul timp. Și a scăzut, na, în fine. În același timp mai trebuie să subliniez un lucru. Există studii realizate, băncile centrale au devenit din ce în ce mai interesate de cripto. Asta vreau să știu. De aceea există acum bănci centrale care doresc să dezvolte așa numitele Central Bank Digital Currency. Mă îmbolnăvesc când aud. E o alternativă. Nu de e o alternativă, e un sistem de urmărire ăla, nu e o alternativă. Cum să spun, vă spuneam mai devreme de ce în România nu sunt anumite instrumente. Poate fi o ipoteză de lucru, autoritățile de reglementare lasă investitorii să crească piața până la un anumit nivel, când devine sustenabilă și o pot prelua într-o oarecare măsură. E un scenariu de lucru și sunt multe, inclusiv la Banca Reglementului Internațional, este un innovation hub care testează diferite metode de payment și așa mai departe. Dar ce vreau să subliniez, pe studiile realizate de Banca Centrală a Canadei, începând din 2016, arată că nivelul de înțelegere al criptoactivelor este unul foarte redus la nivelul investitorilor. În același timp, diversitatea este atât de mare încât chiar dacă înțelegi una, două, nu știi dacă celelalte care au apărut peste noapte sunt similare, diferite și mai bune sau mai puțin bune. Ai cripto? Nu am cripto. De ce? Fiindcă bine, cred... puteam să mă uit în declarația ta de avere. Nu, fiindcă e publică, nu am. Nu am cripto și am să vă spun de ce. Eu consider că investițiile financiare, pentru a realiza orice investiție, și eu consider investiții financiare inclusiv în cripto, trebuie să aloci timp și energie. Nu e ca și o investiție de altă natură, investesc în mine și simt imediat. Nu, trebuie să urmărești, trebuie să aloci timp. Și... Nu văd investiția în cripto ca, să spunem, one stage game, în sensul am investit acum și mi-aduc aminte peste buy and hold și mi-aduc aminte peste 5 ani. De ce? Fiindcă nu. Percepția mea este că nu e o investiție, este o investiție riscantă, foarte volatilă și s-ar putea peste 5 ani să fiu super bogat, dar cu o mare probabilitate este să nu mai am nimic. Sau să-mi pierd inclusiv cheia. Și să nu mai am, să fiu super bogat, dar să nu fiu. În Have fun staying poor. Există și această variantă, în sensul că mai există încă două elemente în decizia din perspectiva behavioral finance sau finanțelor comportamentale. Întotdeauna trebuie să te simți bine să realizezi. De regulă te simți bine atunci când înțelegi sau ai impresia că înțelegi.
În același timp, trebuie să se muleze și pe aversiunea ta față de risc. Eu sunt o persoană cu o aversiune față de risc mai ridicată, în sensul că întotdeauna văd riscurile și nu văd oportunitățile. De aceea, poate nu sunt antreprenor ca mulți dintre voi, fiindcă dacă îmi dați o problemă, vă pot spune de ce nu merg. Nu, s-ar putea să nu meargă și nu văd lucrurile care ar putea să meargă. Acum 2-3 săptămâni am fost cu Cornela nostru la bancă, la București, la Steakborg. Și stăteam acolo de vorbă cu doamna respectivă și era așa un pic reticentă. Și la un moment dat zice, dar dumneavoastră cu ce vă ocupați cu firma asta? Și zic, și eu mă uit la Cornel, Cornel se uită la mine. Ca să înțelegeți, aveam de 2 ani cont acolo. Și zice, omul a și luat-o personal, mi-a plăcut. Zice, dar ce vă interesează? Dar ce? Și aia spune, nu știți că am văzut pe Instagram. Și ce importanță are ce facem noi pe Instagram cu... Și zic, doamnă, a, conținut YouTube, ce-ați văzut? Se dă așa aproape de noi și face, știți, noi aici nu prea cu cripto. Și zic, ce nu prea cu cripto? Nu prea suntem de acord cu tranzacțiile. Cu... Și zic, stați, chill, nu facem tranzacții, n-are nicio legătură, n-are nicio... Se vorbește la fel din șoaptă și între voi finanțiști despre cripto? Nu. Nu, fiindcă este din ce în ce o piață mult mai importantă, vrei nu vrei te lovești de cripto, în sensul că mă întrebai dacă am investit în cripto, nu, dar în același timp sunt foarte interesat, mai ales de tehnologia din spate. Fiindcă cripto în sine, activele, s-ar putea să apară, să dispară, unele vor apărea, unele vor dispărea, dar în același timp tehnologia din spate și tot ce înseamnă blockchain poate să revoluționeze multe domenii. Și de fapt, din perspectiva mea, viitorul, inclusiv al criptoactivelor, depinde de capacitatea de inovare secundară. Nici o mare inovare, începând cu tot ce înseamnă motorul termic, ulterior electricitatea, n-a revoluționat economia prin acea inovare în sine, cât prin inovările subsecvente. În sensul corect, că alte inovații bazate pe acea tehnologie. Cel de-al doilea lucru care încă nu se manifestă, și dar există nevoie de un decalaj de timp, este gradul de penetrare la nivelul indivizilor. Și aici se realizează de regulă prin reducerea costurilor, nu neapărat financiare, ci de timp. Să înțelegi mai bine, repede, să poți adopta anumite tehnologii într-un timp cât mai scurt și să le înțelegi. Și în al treilea rând, este foarte, foarte important ca această tehnologie să penetreze cât mai multe industrii, fiindcă dacă rămâne nișată, atunci probabilitatea de a revoluționa este mult mai scăzută. Dacă se îndeplinesc aceste trei condiții, care de fapt au fost dezvoltate prin anii 50 de Schumpeter, care spune așa numitele disruptive creation, adică noi produse servicii care apar și elimină tot ce a fost până atunci și elimină produsele vechi sau disruptive innovation, abia atunci piața, să spunem, aceste tehnologii ar putea să devină foarte importante pentru toți, nu doar pentru cei apasionați sau căutători de alternative investiționale. Odată cu căderea Luna și noi ne-am întâlnit fix când se întâmpla, a fost multă panică în piață, după cum știți cu toții, și cred că un lucru foarte relevant a fost faptul că lumea a zis, bă, gata, se duc stablecoins dracu și trebuie să mergem să ne luăm banii pe ele. Că după aia, dacă ajunge și USDT-ul 0,987654320 dolari. Și atunci a existat o fugă din asta la cei de la Tether și în decurs de 24 de ore s-au făcut, mă rog, procesul ăla de redeem, adică s-a dat USDT și s-a primit USD în valoare de 6 miliarde de dolari. Întrebarea mea este, crezi că există vreo bancă în lume care dacă ar trebui să dea 6 miliarde de dolari în 24 de ore ar putea să o facă? Da. Federal Reserve. N-ar avea nici cea mai mică problemă. Banca Centrală a Statelor Unite. Nu, zic de băncile astea comerciale care sunt îngrijorate, care în momentul în care erau discuțiile, are Tether în spate câți bani zice că are sau e vrăjeală? Cum să spun, când vrei să bați o industrie, trebuie să joci mult mai bine. Dacă ești afectat de aceleași cauze, precum sistemul bancar, înseamnă că nu ești o alternativă viabilă. Asta mi-aduce aminte de, citesc acum
cărți pentru copii și există în Alice, în Țara Oglinzilor, să spunem, povestioara cu Regina Roșie, în care aleargă Alice cu Regina Roșie și stăteau pe loc și Alice spune: la mine în țară, când alergi, se schimbă peisajul, vezi alte lucruri. Și la care Regina Roșie spune: ce țară înceată este. Aici trebuie să alegi de două ori mai repede decât se mișcă natura, astfel încât să vezi altceva. Același lucru se întâmplă și cu cripto, piața cripto. Trebuie să alergi de două ori mai repede și mai bine decât sistemul financiar tradițional ca să poată bate sistemul financiar. Dar nu crezi că în același timp vorbim de o dublă măsură? În sensul în care fix aia care împrumută mai mulți bani decât au de fapt, zic, voi care de fapt ar trebui... avem pretenția de la voi să aveți 1-1 backing, când de fapt noi putem să împrumutăm cu mult mai mulți bani decât avem de fapt? Dar credeți că ar veni cineva și ar spune: noi suntem beneficiari unui sistem, a unui status quo. Ne dorim să revoluționați, să-l schimbați fundamental? Nu. Cine a ajuns la nivelul în care beneficiază un status quo, dorește să păstreze acel status quo. La fel și sistemul bancar, financiar, va spune că piața cripto nu este una sigură, nu este una bună. Decât atunci când vor începe să înțeleagă și să poți să spui: ok, este așa, un domeniu. Așa au zis și taximetriști. Despre Uber și de asta. E același lucru. Dar ce trebuie să facă piața cripto? Este să se dezvolte din ce în ce mai mult, să ofere servicii mai bune la costuri mai reduse, să ofere alternative și atunci dacă investitorii, că asta e o altă discuție, câți investitori individuali și câți instituționali sunt pe piața cripto, fiindcă sistemul bancar, dacă vine și spune, nu-i bun. Dar în același timp, cele mai mari fonduri de investiții au în spatele lor, indirect, instituții financiare, fiindcă dacă e oportunitate de a câștiga, nu vor spune niciodată. Nu ne place profitul. Nu vrem bani. La fel cum n-am auzit niciun antreprenor sau vreun cetățean care spunea: ratele de dobândă sunt prea mici, eu vreau să un credit bancar la o dobândă mai mare. Adică cu toți vrem să privatizăm profitul, dar dacă s-ar putea naționaliza pierderile, ar fi ideal. Mai am două întrebări, după care o să luăm două întrebări și din public, că deja ne-am întins. Zi-mi, ce citești în afară de economie și care crezi că ar fi o lectură interesantă, utilă pentru oamenii ăștia din cripto, oamenii care vor să înțeleagă un pic mai multe despre economie, viață, orice. În ultimul timp citesc foarte multe cărți pentru copii. Alice în Țara Minunilor, o carte bună pentru oricine, fiindcă fabulele... Pentru că sunt în Țara Oglinzilor data trecută. Păi există și în Țara Minunilor, există și în Țara Oglinzilor, e continuare. Aha. Sunt mai multe. Deci una e Alice în Țara Oglinzilor. Poftim? Una din cărțile recomandate e Alice în Țara Oglinzilor. Sunt multe cărți. De regulă ce mai citesc în afară de economie, citesc tot ce ține de behavioral economics și de comportament. Noise e o carte foarte bună. Sunt multe cărți. Acum depinde ce vă interesează. De regulă citesc foarte mult orice, fiindcă am descoperit. Nu, citesc foarte diversificat, fiindcă apar lucruri semnificative și care pot să aibă un impact asupra ta din nimic. În sensul, particip la evenimente cu oameni pasionați de cripto și poate mâine voi investi în cripto. Lucrurile acestea, întâlniri neobișnuite, inclusiv cu oameni, cu cărți, îți creează oportunitatea de a descoperi lucruri cu care nu ești obișnuit și citești. Ce nu prea citesc e tot ce ține de cărți de planning de orice natură, de la planning familial la planning financiar, fiindcă mi se pare așa puțin, fiecare își realizează, dar este important să îți diversifici. Dar behavioral finance și behavioral economics citesc foarte mult. Și acum ați aflat și de ce Alin conducea doctorate la 32 de ani când alții nici măcar nu terminau masterul. Un lucru pe care îl cred economiștii lumii, și pe care ei îl cred cu tărie și cu care tu nu ești deloc de acord. Păi sunt economist. Păi nu, zic alții. Nu. Partea frumoasă este următorul în domeniul științelor economice. Întotdeauna există cel puțin două teorii care se bat cap în cap cu aceeași problemă. Și am să-ți dau un exemplu în domeniul piețelor financiare. Există teoria piețelor eficiente dezvoltată de Eugen Fama, care spune că toate informațiile sunt încorporate în preț și prețul reflectă valoarea corectă.
A doua teorie, a luat premiul Nobel, a doua teorie este tocmai finanțele comportamentale, care vin și spun că majoritatea deciziilor nu sunt raționale, ci sunt sub un anumit impuls, a luat premiul Nobel. Adică cam pe orice domeniu există cel puțin două... Important este să zici ceva, că e primul Nobel. Și să, nu, să știi cu ce teorie să o conexezi, că aici apare problema și cum să o argumentezi. Partea ce e constant în domeniul economic este dinamica. Adică nimic nu rămâne la fel, se schimbă. Există curente în diferite domenii. N-aș putea spune că toată lumea consideră... Eu nu cred că există nici măcar o idee pe care... Toți economiștii spun un curent dominant. Adică acum la nivel mondial, curentul dominant este că dacă se întâmplă X, o să fie Y. Iar eu cred că e invers, sau cred că nu e corect, sau cred că e o iluzie sau whatever. Cum să spun? Sunt finanțist la bază, dar eu cred că atât în teorie, cât și în practică contează mult prea mult domeniul financiar. La finalul zilei nu mâncăm niciunul dintre noi bani. Tot ce ține cu economia reală, bunurile și serviciile, sunt mult mai importante decât economia, să spunem, sistemul financiar. Sistemul financiar ar trebui să susțină și să ajute la dezvoltarea economiei reale, ceea ce, din păcate, de cele mai multe ori și criza din 2008 a arătat-o că focusul e mult prea mare pe sistemul financiar, fiindcă generează profituri mult mai mari într-un timp mult mai scurt. Bun. Întrebări, dragilor. Una, două, trei, patru, hai să vedem cine are noroc. Hai să luăm de acolo, de sus, de departe, că nici măcar nu știu cine e, decât că e de sex feminin. Geo, ați amintit de criza energetică. În contextul în care India a interzis exportul de cereale, Ucraina, știm cu toții ce probleme are datorită faptului că oamenii au fost la luptă, nu pe ogoare. În Rusia, de asemenea, producția agricolă are de suferit datorită secetei. Cum vedeți că această criză agroalimentară va impacta economia românească și cum credeți că există, ce soluții există în acest domeniu? Asta e prima întrebare, dacă îmi permiteți. A doua întrebare, pentru că m-a întrebat cineva aici în sală de ce la 50 de ani am venit la un asemenea eveniment. Cine v-a întrebat așa ceva? Nu contează, vreau să spun în primul rând că omul cât trăiește învață. Și cum spunea domnul, la 40 de ani nu se termină viața. Ce sfat le-ați dat tinerilor? Cum să investească? Prin ce metodă? Concret, pe ce sector? Și în ceea ce privește cripto, evident că aveți și dumneavoastră aici o opinie. Mulțumesc. O să încep cu întrebarea 2. Cred că este foarte important un comportament investițional corect, în sensul este bine să nu cheltuim tot ce câștigăm, este bine să nu cheltuim mai mult decât câștigăm. Uitați-vă la statul român, când nu-i bine. Adică e bine să economisești și din ceea ce economisești lunar este bine să investești pe termen scurt, mediu și lung, în sensul că este bine să ții și cash, dacă vrei să ieși la o bere cu prietenii, să ai cu ce plătit, este bine să investești pe termen mediu, 5 ani sau pe 3 ani, și este bine să investești pe termen lung, fiindcă chiar dacă aveți 30 de ani, veți ajunge la pensie și mirama să mai luăm pensie de la stat. Asta e cu privire la investiții, să diversifici cât mai mult și în același timp să citești. Diversificare, inclusiv în cripto, atâta timp cât îți stabilești un anumit nivel de maxim pe care îl poți pierde, și să, cum să fii pregătit pentru cei mai rău, dar să speri la cei mai bine. Asta cred că este și asta e pentru orice. Cu privire la prima întrebare a dumneavoastră, multe state au început să impună anumite embargouri. India inclusiv pe zahăr a impus astăzi un embargo. Vor apărea probleme pe lanțurile de aprovizionare. Și aceste lanțuri sunt gripate încă din 2020, mai ales China și tot ce înseamnă. Va fi o problemă greu de gestionat la nivel global, fiindcă cantitatea de cel puțin de cereale și de produse alimentare este puternic afectată. Și Ucraina și Rusia sunt principalii producători și exportatori de grâu și alte cereale. Acest lucru spune, păi nu mănânc cereale. Da, dar noi mâncăm în principal carne din Spania. Culmea, carne de porc, cam 40% din consumul intern este important din Spania, care de fapt se consumă furaje din Ucraina. Vor apărea creșteri de prețuri, vor apărea probleme de aprovizionare. Ce se poate face este să susții sau cel puțin să nu încurci creșterea producției.
În sensul că de cele mai multe ori, inclusiv în România, statul mai mult încurcă decât susține. Bun, și credeți că România va vedea această oportunitate? România suntem noi. O să mai luăm o întrebare, mulțumesc. Pentru că deja, cu drag, cu deja suntem în întârziere. Nu știu, alegeți voi. Bună seara. De ce trăim într-o economie bazată pe inflație și cum arată lumea economică, relațiile economice, dacă nu ar fi inflația, dacă ne-am bazat pe un supply fix de monedă? De... Cum arăta lumea fără inflație? Privim până în anul 2020, ultimii 12 ani. Am avut inflație. Mică, dar am avut. Inflație zero nu este, din perspectivă teoretică, stagflația, scăderea prețurilor sau este mai mai rea decât inflație redusă. Ideal, din perspectivă a creșterii economice, este să ai o inflație de 1-2 puncte procente, astfel încât anticipațiile să crească ușor prețurile, fiindcă o creștere ușoară a prețurilor motivează antreprenorii să producă mai mult, să investească mai mult. O reducere a prețurilor, stagflație, descurajează investițiile mai mult și vă pot da un exemplu. Japonia nu a reușit după anii 90, după o criză, nu a reușit să iasă din această stagflație și ei au inventat quantitative easing. Avem nevoie de inflație ca să producem mai mult, ca să consumăm mai mult din lucrurile avem nevoie. De care nu avem nevoie? Nu avem nevoie de o inflație, dar cum să spun, vă spuneam, inflația este un fenomen omniprezent. Acum știți cum e, fiindcă prețurile fluctuează la orice bună. Trebuie să spun și inflația nu este o creștere a unui prețului unui produs sau unui serviciu, este o creștere generalizată a prețurilor. Nu, ideal ar fi să fie stabilitate, dar stabilitatea nu este întotdeauna foarte, foarte bună. Depinde de context. Sincer, cred că dacă continuăm nu ne mai oprim, că întrebările vor da naștere la alte întrebări. Ăsta e motivul pentru care vreau să îi mulțumim lui Alin Andrieș. Mersi. Mersi. Trebuie să mai spun un lucru. Cred că m-a chemat și mi-a zis, te îmbraci frumos, nu de alta să arate, toată lumea foarte casual, numai pe eu la cravată.